acum seara oportunitatea o stabilește guvernul. Altă întrebare. Domnule ministru, favorizarea infractorului se dezincriminează dacă fapta este săvârșită de un membru al familiei sau de un afin până la gradul 2? Da. Aceasta este o modificare. Da. Altă întrebare. De această modificare beneficiază președintele partidului dumneavoastră, domnul Liviu Dragnea? Nu este făcută nicio modificare. Nu contează pentru ce? Eu v-am întrebat dacă beneficiază de ea. Nu. Cum să nu beneficieze? În momentul dumneavoastră, cred că știți probabil date din dosar. Eu nu știu date din dosar. Sunt publice. Nu m-au interesat datele acestea. Altă întrebare. Ce avize ați obținut pentru această ordonanță de urgență? La această ordonanță de urgență avem aviz de la Ministerul de Externe și de la Ministerul de Interne. Atât? Și toate celelalte instituții din domeniul justiției, parchetele, poftiți, doamnă, parchetele aplică legea. Legea o face fie Parlamentul, fie Guvernul. Altă întrebare. Aș vrea să văd dacă am înțeles foarte bine. Infractorul e dezincriminată dacă este vorba despre adoptarea de acte normative, corect? Doamne. Deci în situația în care sunteți, ați fost acuzat de o astfel de faptă, n-ați mai răspunde, corect? Vă spun, acest aliniat este preluat de la conflictul de interese, exact cum aliniatul 3 de la articolul 301 care vizează conflictul de interese e preluat și aici. Altă întrebare. În teorie. Eu v-am răspuns, doamnă. Altă întrebare dacă aveți. Dacă dumneavoastră ați fi acuzat, și acum nu se mai poate, da? Aveți altă întrebare? Infractorul. N-ați mai răspunde, corect? V-am răspuns, doamnă. Altă întrebare dacă aveți. Nu ați răspuns, da sau nu? E o întrebare simplă, închisă, da sau nu? V-am răspuns, doamnă, altă întrebare dacă aveți. Nu, da sau nu? Eu am răspuns, altă întrebare. Adică v-ați făcut o lege ca să vă acoperiți pe dumneavoastră. Nu, ați dat un act normativ pe care îl dezincriminați în cazul în care cine încearcă să vă acuze de ceva. Este adevărat? Nu. Altă întrebare. Altă întrebare mai aveți? Domnule ministru, când va fi publicată în Monitorul Oficial? Nu știu, nu este treaba mea când va fi publicată în Monitorul Oficial. Ce este omul care a formulat toate aceste modificări? Nu, au venit aceste modificări, repet, au venit în urma consultărilor și în urma